Titu a făcut instrucție cu Rapid și Chindia în primele jocuri amicale ale verii, dar antrenorii lui Urban nu sunt tocmai mulțumiți. Nicu Croitoru caută întăriri pentru sezonul care începe peste fix 2 săptămâni. La Titu s-a făcut un schimb de generație iarna trecută, determinat și de situația financiară mai delicată, așa că Urban merge pe mâna tinerilor, fără mari pretenții bănești. Încă ne mai trebuie și nouă, eu știu, sunt poate una, două poziții care mai avem de căutat. Dacă meciurile amicale Titu a stat bine, bifând victorii surprinzătoare, nu la fel s-a întâmplat în Cupa României. Urban a pierdut în fața unei modeste divizionare D din Vâlcea. N-am pus nici prea mare pres pe jocul de Cupa României. A fost și o zi mai grea, pentru că noi dimineața la ora 8 am plecat către Govora cu cazare, asta în condițiile în care jocul s-a desfășurat după amiază, nu știu, la 5:30. Am folosit și o formulă de echipă inedită, pentru că n-am avut decât, nu știu, 13-14 jucători azi pentru Cupa României.